Bună ziua! Suntem Roberta și Irina, Irina și Roberta, și astăzi vom filma produsele noastre indispensabile pentru bebeluș. Ea acum va împlini 6 luni. Nu? Da. Să începem. Șervețelele de la Pampers nouă ne plac mult și cele de la Carrefour, simple. Marcă proprie, tot așa, ne plac foarte mult. Dar momentan le avem pe asta. Asta este crema noastră de funduleț. Este și ieftină, undeva pe la 8 lei am dat noi pe ea. De la 8 la 10 lei se găsește. Da, și foarte bună. Noi am încercat multe și asta ne-a mers. Avem crema Chica Plast, care noi o dăm după băiță, pe corpul Irinei. Îi merge foarte bine, mai ales că ea a avut o iritație, o urticare foarte urâtă și am stat internate. Da, mama, am stat internate la spital 3 zile. Mai avem Bepanthen, Sensiderm. Asta o dăm decât pe bubițe atunci când are o iritație sau câteva bubițe roșii pe spate sau pe burtică mai face. Avem un termometru care se ia pe frunte. Cel mai bun este cel de funduleț, deci mai bun decât ăsta. Avem comprese sterile și ser fiziologic, ca să ștergem ochișorii, ștergem năsucul, fața, niște picături pentru nas, atunci când este înfundată pe năsuc. Două picături zilnice îi dăm de vitamina D3. Espumisan. Glicerină, cu care îi curățăm gurița. Îi punem pe suzetă sau pe compresă sterilă și curățăm gurița prinăuntru. Da. Încep să ne deranjeze dințișorii, așa că folosim acest produs. Anaftin Baby. Este foarte practic. Facem masaj. Are niște, ca un fel de perișor din silicon. Și cu ea îi masez, cu ei masez gingiile. Apăsăm și iese produs cât e nevoie. Nu mult, foarte puțin. Cu acest produs o spălăm acum. Lipicar, am uitat să scot prețul pe el. Da, deja am început să-l folosim și ne ajută destul de mult. Pentru noi este foarte importantă batista bebelușului. A fost aici acum goală, că el a sterilizat la bucătărie. E, o conectăm la aspirator și funcționează foarte bine. Da. Pentru a îndepărta mucii. Ia să vedem ceva ce nu e așa de aproape de mine. Ariel Baby. Cu acest produs îi spălăm hăinuțele. Pentru că ea are pielea foarte sensibilă. Cum am spus mai devreme, am fost internată cu ea 3 zile. Așa că folosim acest detergent. Este lichid. Este foarte bun. Și mai avem Pampers. Noi acum folosim, îi avem pe ăștia, dar am folosit prima dată când era micuță, micuță de la Huggies, după aia am folosit Pampers și acum ne uităm la ce ofertă mai prin magazin și pe ea îi luăm. Numărul 4 folosește ea la 6 luni, era aproape 6 luni și are deja 9 kg. Crește foarte repede.
Da, aceștia îi avem acum. Pare rău că iese căpățâna mea din cadru, dar ca să fie și ea, acum stau în genunchi. Le avem pe aceștia de la Puffies. Nouă ne plac mult. Să știți, nu e... Eu n-am avut nicio diferență, adică în afară de cei panți care se pun cu totul și nu se leagă, știți, cu... Ia să vă arăt. Ăștia îi lipim noi ce dimensiune vrem, dar mai sunt unii panți care vin cu totul și trebuie să ne chinuim să-i băgăm pe picioare, să-i tragem și atunci când face treaba mare e mai greu de scos, murdărește. Murdărim când îi scoatem aceia și nu i-am mai cumpărat pe aceia. Dar în rest, toți care se lipesc aici la laterale, foarte buni. Foarte, foarte buni. Nu, mami? Da. Cam astea. Bine, mai sunt cele zilnice. Cărucior. Avem pentru ea acest legănuț. Da? Avem aparat de aerosol pentru că a făcut o bronșelită la 4 luni și tot așa am fost internată cu ea 2 săptămâni. Da. Da. Cam face băluțe. Am început diversificarea. Cam așa. Arătăm acum. Bine. Păi vă mulțumim pentru urmărire, dacă ne-ați urmărit, cei care văd acest video. Și vom reveni cu mai multe filmări. Pupici! O zi bună!